Păi și de ce trebuie să vă dăm noi date? Da. Ca să ce? Ne dați cumva bani pe ele? Dar eu nu înțeleg ce-i cu toată tevatura asta, cu tâmpenii, cu cenzurare. Recenzare. Nu cenzurare. Recenzarea populației. Voi n-ați auzit niciodată de recensământ? Rece ce? Recensământul este o operație administrativă. O operație administrativă. Da, care este... Hai, că mă doare capul. Gata. E pe bani? Nu, e gratis. Atunci n-avem chef. Nu, e obligatoriu. Mai zi o dată, obligatoriu, altfel primiți amendă. Ce faci, Flori? Ce, nimic. Comandam o pizza, că nu mai e nimic de mâncare în casă și am zis asta. Și ai zis că le dai amendă? Da, așa am zis. Dacă nu veniți în 30 de minute, vă dau amendă. Așa se face? Da, trebuie să știi să te impui, că altfel își bagi joc de tine, știi? Hai, cioc cu mic și joc de glezne, capiși? Haideți odată, cioc cu mic și joc de glezne, capiși? Ei, madam, unde te crezi, dragă? Ne-ai la pertu? Doamne, dacă statul are nevoie de niște informații foarte importante despre noi, Diana... Suntem importante! Suntem ce? Suntem importante! Deci o să fie o serie de întrebări foarte simple pe care o să vi le pun dumneavoastră despre viața voastră, despre copii, despre familie. Statul își dorește să vă cunoască mai mult. Ceva simplu. Atunci scrie. M-am născut într-o zi friguroasă de iarnă. Nu, eu vă pun întrebările. Nu puneți nimic. Puneți mâna și scrieți. Da, sigur. Imediat. Sigur. Asta o să dureze mult. Și cam atunci mi-am dat seama că noi suntem stăpânii propriei noastre vieți. Înțelegeți? Ăsta e mesajul meu pentru statul român. Dacă vor să-l primească. Că noi suntem stăpânii proprii vieți. O să scriu și asta. Și ia spuneți-mi, aveți copii în casă? Nu. Dar n-am terminat? Nu, era o serie de întrebări grele pe care trebuia să vi le pun. Și mai locuiește cineva cu voi aici în casă? Da, mai e o fată. Bun, o fată. Și are copil? Da, de ce? Așa sunt întrebările. Și copilul cum e? Mic, mare? Cam atât. Și al ei? Adică e făcut de ea, nu e adoptat sau altceva? Da, nu, e făcut de ea. Ia, deci ea l-a făcut. Așa. Dar asta interesează pe stat? Da. Da, statul este foarte interesat de soarta fiecărui copil din toate gospodăriile, să știți. Sunteți sigură că astea sunt întrebările standard? Da, astea sunt. Dar nu că am terminat. Am aflat ce trebuie... Statul a aflat ce avea nevoie să afle. La revedere. Sper că o să transmiteți mai departe și povestea mea. Da, sigur. Lunga istorie o să o pun înaintea chestionarului. La revedere. Simt că nu o să transmită mai departe povestea mea. Și ce poveste! Și... Cu tatăl. Mama. Alo, toarnă tot, ce ai aflat? Floricică, ai avut dreptate, mai e o cipă care stă cu ele. Bine, yes, știam eu. Mă rog, nu știam, dar speram. Și fii atent, tipa asta chiar are un copil. Mamă, ginuță, ești de vis. E, dacă o trebuie Diana, iar zice că-s de coșmar. Lasă-mă că nu contează. Știi ce contează? Că mi-ai dat mie un nou sens în viață. Mamă, ginuță, te iubesc.
Mersi, hai, vorbim. Pa, pa, pa. Are un copil, are un copil. Ginuța, Ginuța, bravo, Ginuța. Iulia are un copil. Pizza? Vreau și eu pizza. Dar nu știi că faci economii? Nu ne faci tu 500 cu pizza? Nu, m-am răzgândit. De ce? De ce? Lumi, Lumi, pizza nu e bună. Nu? Pizza îngrașă, da? Da? Da. Da, îngrașă. Auzi, ăsta e secretul tău cu pizza? Nu, secretul meu e altul, dar nu o să vi-l spun vouă. Pa! E fericită? Mm-hmm. Nu din cauza mea. Nici nu mă gândeam că e din cauza ta. E ciudat. Flori e ciudată azi. Dar când nu e? Doar azi. Mă scuzați, ce faceți? Oh, ne revenim, dragă, suntem extenuate și deshidratate. De ce? Au fost cu recensământul și ne-au obosit cu 1000 de întrebări. Cu recensământul? Da. Vedeți că l-a fost acum 2 ani. Ce? Nu știu să se repete, dar eu așa știu. Ce v-au întrebat? Despre viața noastră, despre cine suntem. Nu, mamă, nu, asta ai spus tu. Stați, l-ați dat informații private? Va. Și mai locuiește cineva cu voi aici, în casă? Da, mai e o fată. Și are copil? Da, de ce? Copilul cum e? Mic, mare? Cam atât. Ce? Fuck! Nu, m-am prins, trebuia să-mi dau seama, dar au trecut 20 de ani de atunci. Ce? E o înșelătorie, e un schem. Asta de ne-a pus întrebări. Reprezentanta statului? Căcat, e prietena lui Flori din tabăra de slăbit. Au vrut să afle chestii despre... Despre ce? Ce v-au întrebat? Despre tine. Mă sună Victor. Păi răspunde. Cum să... Haide, răspunde-i. Da. Evident, răspunde-i. Hai. Stai, hai. Alo. Păi și dacă a fost o înșelătorie, asta înseamnă că nu o să mai publice povestea mea? Hai, mamă, tu ce-ți imaginai? Că o să redevin faimoasă, cum am fost cândva, când cântam la barul Melodii. I'm singing in the rain, oh, singing in the rain, what a glorious day, I'm singing in the rain. V-am adus prăjitură! Super! Îi zice de ghizare. Excelent, cu vișine! Ador, da! Zi. Veste bună și veste proastă. Zi-o pe aia proastă. Are un copil. Ma. Și aia bună? Are un copil. Nu, asta e proastă. Nu, e aceeași, dar nu știam cum o să consider vestea, așa că am zis să ți le zic pe mândou. Diana pune ceva la cale. Ma, deci are un copil? Uh-huh. Pe bune? Da. Cine are? Da! Doamna Georgescu, dar ce... Ce faceți aici? Dar nu te știam, dragă, așa, sperioasă. Am fost la Violeta. Câteodată. Cine are un copil? Cine are un... Eu! Eu, doi. Și Sergiu nu știa? Nu. Doi? Da. Doamne sfinte! Minunat! Vai, doi copilași! Bravo! Da. Vlad e... Tot Vlad e tata la al doilea? Băi, ce mă bucur! Bravo! E mai încet la minte? Doi copilași! Da, mulțumim! Ce ai acolo?
Prăjituri. Nu mai e, nu mai e, a, că nu mai, a mâncat-o eu. Mi s-a făcut poftă pe drumul încoace și... Păi, gravidele. Da, multe da. Pofte. Când mă apuc, mănânc și barul de pe pereți. O, da, tot? Vreau o porție de... Nu. Și eu am una acasă, numai că aia poftește emoții puternice. Mie alea îmi fac o foame de... Vine să mănânc și barul de pe pereți. Da, vreau o porție? Da. Mă duc să-i fac un ceai, Violetei. Da. Mai nou se înțeleg sau ce? Habar n-am, așa se pare. Bine, Sergiu, hai că eu plec. Îmi pare rău dacă te-am supărat cu ce ți-am adus. Sau, mă rog, cu ce nu ți-am adus! Violeta nu o să fie fericită, dar asta e. Pa!